Alarma s-a dat în jurul orei 21:40. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș s-au deplasat acolo pentru salvarea acestora. Nu adulți și un copil de 5 ani a fost blocați pe malul barajului Firiza. 5 adulți au fost aduși cu barca de către pompieri, iar ceilalți 4 și copilul au fost preluați de Salvamont Maramureș. Toate persoanele au fost predate echipajelor de la ambulanță.